Noi suntem onorați să vă avem ca oaspeți, să vă găzduim la Chișinău, Republica Moldova. Și este o plăcere deosebită să ne revedem, fiindcă nu a trecut timp foarte mult, dar în același timp cred că în perioada asta s-au reușit chiar unele lucruri importante pentru cooperarea și relația noastră. Aș vrea și cu această ocazie să vă aduc mulțumiri pentru găzduirea noastră atunci împreună cu domnul ministru la Abu Dhabi. Ne-am rămas foarte mulțumiți de ospitalitatea pe care ne-ați arătat-o nouă atunci, în luna martie la Abu Dhabi, și sperăm foarte mult că noi vom reuși la fel să vă răsplătim cu ospitalitate. Cu regret stați puțin de această dată, dar alteții ați promis aici la intrare în clădirea Parlamentului că veți reveni și noi sperăm foarte mult că veți reveni într-adevăr în țara noastră, fiindcă sunt lucruri frumoase de descoperit și la fel cum am fost noi impresionați de Abu Dhabi și de Emirate, sperăm foarte mult și dumneavoastră la fel o să vă placă. În orice caz, noi vă mulțumim pentru vizită, chiar dacă este una mică, dar cu siguranță foarte importantă, deoarece în aceste zile noi reușim să formalizăm unele relații, mai ales dacă vorbim de acordurile pe care deja le-ați semnat acum cu colegul nostru, cu excelența sa, domnul ministru de externe, acorduri care cu siguranță vor aduce un beneficiu suplimentar și ne va ajuta și ne-a ajutat foarte mult în dezvoltarea, sau mai bine zis, în scrierea unei noi pagini în dezvoltarea relațiilor dintre statele noastre. Eu vă mulțumesc încă o dată, vă urez un bun venit în Parlamentul Republicii Moldova. Mr. Speaker, Prime Minister, thank you both for having me. I'm extremely delighted to be here and I was very happy meeting my colleague, the Foreign Minister. It was a good meeting. I don't think he had the chance to report about the meeting, but we did touch on several of the issues. Most importantly, I had the honor of having your national jersey with my initials. So for me, that was the favorite part of the day. But Your Excellency, let me say I'm very pleased being here. Being in Moldova for the very first time, both personally and professionally, puts a lot of responsibility on me. I think that there is a potential in further enhancing this relationship. I would say here in the Parliament we have around 25%. What? That's not bad. But last year we approved the legislation in which we try to promote women in politics, so to have a quota of 40%, 40. What? So they don't have to sit here. But that's the lodge for the government. Okay. Nobody else is sitting there. Okay. Constitution, Court of Accounts, General Prosecutor, to be considered, they are considered, they are independent, so that's their lodge. And here, since the Speaker and two Deputy Speakers, we have a seat for the President.